Salut, sunt Oana, iar acestea sunt cele mai noi și mai interesante evenimente culturale. De la ora 20, în sala Pictura a Teatrului Național București, se pune în scenă piesa 5 femei de tranziție, de Rodica Popescu-Bitănescu. Cinci remarcabile actrițe descoperă cu har, haz și sensibilitate tipologia feminină de ieri, de azi și de mâine, femeia de tranziție. Taine, frustrări și suferințe se dezvăluie treptat în timpul unei petreceri prilejuite de ziua de naștere a gazdei, la care un pahar dezleagă limbile și îndeamnă la mărturisiri. La Teatrul de Artă București, de la ora 21 și 15 minute, puteți urmări piesa Insomniacii, de Mimi Brănescu. Aceasta este o comedie despre banalitatea vieții și drama condiției umane, despre oamenii rătăcind în absurd, care se agață de gânduri revelatoare, oricât de caragioase, în speranța ieșirii din anonimat. Spectacolul este demonstrația perfectă a faptului că universul interior al fiecăruia, indiferent de legile absurde care îl guvernează, se poate ciocni de altele, având ca efect un imprevizibil umor de situație. A, înseamnă atunci că ăsta, calul al mânca merele. Nu, domnule, harapa al mânca gerate ca să zboare cu... De la ora 21 și 30 de minute la Godocafe Teatru se pune în scenă Bela și Cavalerul fără nume. Scrisă de un tânăr dramaturg englez, piesa brodează pe schema bazmului contemporan, o poveste în care cuplul el-ea trebuie să depășească o serie de dificultăți pentru a reuși să fie împreună. Dificultăți date de un al treilea personaj, un alt el. Nimic nou sub soare până aici, dar ceea ce face diferența este legătura stranie dintre cei trei, un frate, o soră și iubitul acesteia. Câștigă, dar trișează. N-are nicio emoție, le calculează la rece, ca și cum ai juca împotriva unui contabil. Da, sunt contabil. Vezi? Ce ziceam? Nu pot concura cu el, nu-i cinstit. Acestea au fost recomandările culturale pentru astăzi. Urmăriți TV Guide în continuare pentru alte informații. Distracție plăcută!